Bună seara, stimați prieteni și neprieteni! Trecem de zori la treabă. Permiteți-mi la început să vă întreb retoric dacă dumneavoastră vă place viața noastră de după semnarea acordului de asociere, de după parafarea lui, semnarea, ratificarea lui. Cam s-au terminat toate acțiunile în privința acestui acord, în privința acțiunilor de PR pe care le-au făcut ăștia în legătură cu acest acord, nu? Și nouă ar trebui să ne placă această viață după acordul de asociere. La acest subiect am să mă refer astăzi în detaliu, nu înainte ca să pornim de la agenda pe care o avem noi, Mișcarea Populară Antimafie. Așa cum v-am spus, noi am avut o adunare la Grătiești, aici, în preajma Chișinăului. Ne pare rău că n-am putut să vă demonstrăm și dumneavoastră, dar noi o să vă povestim. Noi o să avem, pentru că noi avem multe alte adunări pe care nu putem și acum o să avem o agendă de adunări mai multe și conferințe în preajma Congresului pe care îl avem pe 21 septembrie și deplasările noastre peste hotare. Deși eu cred că eu personal sunt într-un anumit pericol de a nu mă putea deplasa de grabă peste hotare, pentru că ceea ce văd eu este că ei vor să-mi intenteze un dosar penal până la începutul campaniei electorale. Vorba este că eu am declarat sus și tare că eu nu voi dezminți nimic în ceea ce am spus eu despre Plahotniuc și toți biduinii lui. Astfel, o hotărâre de judecătorească care o duce un oarecare Bănărescu, îi spune, se pare că acestui executor juridic, deci este foarte insistent de la faptul că m-a preîntemperat că mă poate duce forțat în fața lui să-mi prezinte o decizie despre dezmințirea unor afirmații făcute, fiți atenți, împotriva lui Zupco, niște afirmații care eu ar trebui să le dezmint prin intermediul mass media care le-a difuzat. Deci eu acest lucru l-am declarat sus și tare că nu o voi face. Acum mi-a intentat un proces contravențional și cred că după acest proces contravențional va merge imediat foarte rapid cu un proces penal. V-am spus lucrul ăsta nu pentru a mă victimiza. Dumneavoastră știți foarte bine că eu nu vă povestesc dumneavoastră ce mi se întâmplă mie și colegilor mei în urma acțiunilor pe care le facem noi. Dintr-un simplu motiv, eu nu sunt victima lor și ei nu o să mă transformă niciodată în victimă, indiferent de ceea ce vor face ei împotriva mea și împotriva colegilor mei. Noi suntem ostași care știm că în această luptă putem și fi și răniți, putem fi și omorâți. Sper că la figurat acum vorbim. Și orice acțiuni pe care le vor întreprinde ei, până la urmă suntem siguri că vor ieșua. Pentru că noi avem o cauză care ne apără. Și pentru toți cei care spun de ce nu i-a făcut Plahotniuc nimic lui Mocanu până acum, dacă a dezvăluit atâtea și le-a făcut atâtea probleme, atât lui cât și biduinului lui Filat, atunci trebuie să știi că în primul rând că ne-au făcut, trebuie să se știe lucrul ăsta, că în primul rând ne-au făcut, în al doilea rând că eu cred că ei sunt frânați de ceea ce li se poate lor întâmpla în cazul în care ar trece peste limitele de securitate a persoanei, peste multe alte lucruri. Închidem subiectul acum aici, urmând ca să vă spun în continuare că noi avem o agendă pe care ne îndeplinim. Noi vom avea ședința Consiliului duminică la care vom decide convocarea Congresului și ceea ce vom discuta la Congresul din 21 septembrie curent, care va avea loc la Filarmonică, unde vom avea în jur de 800 de delegați, un congres care va trasa, care va face din programul nostru a Doua Republică un program electoral și așa cum v-am spus, în acest program electoral noi vom avea de fapt două subdiviziuni în cazul în care suntem la guvernare, cum vom proceda, și în cazul în care suntem în opoziție, cum vom proceda în viitorul Parlament, și suntem siguri că congresul nostru va constitui o etapă foarte importantă în care dumneavoastră vă veți convinge că Mișcarea Populară Antimafie este o forță. Este o forță redutabilă, o forță care nu mai poate fi oprită și o forță care are un cuvânt de spus în viața politică a Republicii Moldova. Stimații mei prieteni și neprieteni, au trecut peste 3 săptămâni deja de când a fost semnat acordul de asociere, de când a fost ratificat acordul de asociere în Parlament. În Republica Moldova, după ratificarea acordului de asociere, ar fi trebuit să fie o activitate foarte intensă.
pentru că acest acord de asociere nu poate fi amânat. Despre ce vorbim noi acum? Noi vorbim despre faptul că, da, să pornim, să le luăm pe toate pe rând. Deci, acordul de asociere a căpătat o conotație care trece peste limitele unui simplu acord de asociere pe care Uniunea Europeană îl are în cadrul politicii de nouă vecinătate cu multe țări din lume care niciodată nu vor fi membre a Uniunii Europene. Repet încă o dată, și cred că este bine să dezghiocăm acum acest subiect. Deci, spun încă o dată, acordul de asociere este un proiect în cadrul politicii de nouă vecinătate. Un proiect care nu are nimic legătură cu integrarea europeană. Nu este în cadrul unui proces de integrare europeană. Asemenea, acordul are și Canada, și Tunis, și țări din Asia, și multe alte țări. Este adevărat că pentru Republica Moldova și Ucraina, în special, acest acord de asociere a căpătat o conotație geopolitică care depășește cadrul înțelegerilor care sunt în cadrul acestui acord de asociere. Și asta s-a întâmplat din cauza, în primul rând, din cauza jocului sau luptei politice dintre Occident și Rusia, care s-a comportat foarte agresiv în raport cu Ucraina și ținând cont de faptul că în Ucraina se dă un război pentru ruperea de spațiu sovietic, deci Uniunea Europeană a acceptat acest joc, această cochetărie diplomatică și geopolitică în care Republica Moldova, care integrarea europeană a devenit un fel de fată morgană, un fel de scop pe care l-au declarat toți. Deci europenii au acceptat acest joc în care ne-am jucat noi de integrare europeană. Sper că sunt înțeles corect. Mă refer acum la conducătorii acestui stat, nu la oamenii care au crezut și cred în continuare în vocația noastră europeană și în posibilitatea noastră de integrare europeană. Acum când spun lucrul ăsta, vreau să fiu înțeles foarte corect. Deci, a fost un joc care a ridicat acordul de asociere peste limitele care prevăd un anumit proces în cadrul politicii de vecinătate. Pe de o parte, deci pentru noi acest lucru este bun. De ce? Pentru că acest joc geopolitic chiar ne poate da o perspectivă de integrare europeană, ceea ce nu dă altor țări, că el în sine nu dă acest lucru. Acordul de asociere în sine nu generează procese de integrare europeană. Ca noi să mergem pe linia integrării europene, ar fi ca noi să îndeplinim acquis-ul european, care este un document extrem de complex și care pentru diferite țări a ajuns de la 15-16 capitole, a ajuns pentru unele țări până la 30 ceva de capitole. Deci asta ar fi ca, din punct de vedere principal, să corespundem criteriilor de la Copenhaga, iar din punct de vedere practic să îndeplinim acquis-ul european. Acquis-ul european este tradus în limba română. Eu nu întâmplător spuneam întotdeauna că limba română a devenit pentru noi poarta deschisă larg pentru integrarea europeană. Pentru că o țară cum este Muntenegru, deci a fost acceptată doar din cauza că ei au stat în fiecare zi fără înțelegeri cu Uniunea Europeană și au îndeplinit un acquis european. Deci au făcut exemple de integrare europeană. Republica Moldova n-a făcut nimic din asta. Republica Moldova a semnat un acord care echivalează cu o declarație de intenții. Atât. Și după ce a semnat-o, nu face nimic absolut. Știți de ce? Deci că nu pot face nimic. Nu pot face nimic. Atât de mult s-au încuibat aici procesele de corupție și de stăpânire a pârghiilor statului, încât chiar dacă ar vrea criminalii ăștia să facă ceva, nu pot face absolut nimic. Și dovadă este faptul, deci astăzi a venit la Chișinău doamna președinte a adunării parlamentare a Consiliului Europei, care din întâmplare sau nu prea este reprezentantul Luxemburgului, care acum reprezentantul Luxemburgului va fi și președintele Comisiei Europene.
Iar vă asigur eu că un om provenit din Luxemburg este altceva decât Barroso, care a provenit din Portugalia, care este o țară mai socialistă în sensul ăsta. Luxemburg este o țară burgheză. Și când spun lucrul ăsta, vreau să se înțeleagă cât de neînțeleși vom fi noi în continuare cu mentalități comuniste aici, să ne ajustăm unor mentalități care de sute de ani au burghezie pusă la punct, au democrație pusă la punct, au inițiativă privată care reușește să surmonteze toate crizele europene. Nu vă închipuiți în ce situație complicată ne-am pomenit noi după semnarea acordului de asociere. Când, după declarații frumoase pe care le-au făcut mirii ăștia la guvernare, mai departe se vede că nu avem nimic. Nu avem capacitate de administrare să administrăm acest acord de asociere și eu imediat am să vă spun de ce cred eu că nu avem și v-am spus că nu avem capacitate de administrare. Nu avem voință politică, nu există voință politică să implementăm așa ceva. Și avem la guvernare niște mârlani care în fiecare zi generează corupție în țara asta. Și de ce vă spuneam de doamna președinte a adunării parlamentare a Consiliului Europei? Pentru că la Consiliul Europei noi suntem corigenți din anul 95, stimații mei prieteni și neprieteni. Eu încă în 95 eram membru adunării, a delegației Republicii Moldova la Uniunea, la Consiliul Europei. Eu țin minte cum am primit noi această veste frumoasă că suntem admiși înaintea Rusiei în adunarea parlamentară a Consiliului Europei. Eu am avut plăcerea să votez pe urmă împotriva admiterii Rusiei în Consiliul Europei. Am avut această satisfacție să pot să le dau o replică rușilor pentru tot ce aici au făcut ei aici. Și să treacă atâția ani de zile, din 95 până acum, au trecut cât? Peste aproape 20 de ani au trecut. Aproape 20 de ani au trecut. 19 ani au trecut din 95 și noi până acum suntem monitorizați de Consiliul Europei. Au trecut 5 ani de zile de când au venit ăștia la guvernare și n-au făcut nimic să fim scoși de sub monitorizarea Consiliului Europei. Despre ce vorbim noi acum? Despre ce iluzii vorbim noi acum de integrare europeană? Despre ce vorbim noi când acum când spun comuniștii că partea economică a acordului de asociere este o problemă pentru Republica Moldova? Da, este o problemă, dar ea ține de mentalitatea noastră, de lâncezeala noastră, nu de faptul că europenii au vrut pe noi să ne pună într-o situație de dependență de ei. Știți de ce? Pentru că programul GSP Plus, imediat o să vă spun despre, care este premergătorul la toată, sau antimergătorul, mai drept zis, antimergătorul în această istorie de asociere la Uniunea Europeană, semnat încă în 2007, încă de guvernul comunist, nu s-a făcut nimic pe programul GSP Plus. Deci, programul GSP Plus a fost prima etapă și a rămas corigent, a rămas în sărtare. Acolo sunt câteva mii, un nomenclator de câteva mii de mărfuri care Republica Moldova a putut să le producă în această perioadă și să le vândă pe piața Uniunii Europene fără taxe vamale. Acordul GSP Plus era primul pas spre, sau prima dovadă a faptului că Republica Moldova are asemenea capacități de asociere. Nu vorbesc de integrare. Pentru că știți ce se întâmplă? Așa cum vă spuneam și altă dată, Republica Moldova are o economie, dacă acceptăm că avem o economie, complementară cu economia Uniunii Europene. În primul rând, agricultura. Agricultura produce aceleași produse ca și Uniunea Europeană. Ori, în Uniunea Europeană, aceste produse sunt
sunt făcute la standarde net superioare, au calitate net superioară decât produsele din Republica Moldova și, cel mai important, au prețuri de piață mai mici decât în Republica Moldova. Nu pentru că costurile de producție ar fi mai mici, ci pentru că statele europene au un program de subvenționare a agriculturii și agricultura europeană este așa concepută, este concepută să facă concurență, să zicem, neloială statelor din jur prin posibilitatea de export a acestei producții peste hotare. Atunci când Uniunea Europeană a luat decizia să ne apropie de ei și când au văzut structura agriculturii din Republica Moldova, toate poveștile de la comuniști pe care le spunea Voronin până acum, ceea ce povestesc ăștia despre faptul că cernoziomul din Republica Moldova este bun de uns pe pâine, că cernoziomul din Republica Moldova deci este așa de gras încât pui un băț în pământ și crește. Poveștile astea nu merg pentru europeni. Ei știu că în Republica Moldova producția agricolă este crescută cu folosirea nitraților și chimicalelor în cantități industriale necontrolate. Ei știu că producția în Republica Moldova este crescută în soluri nocive din cauza amoniacului, din faptul că nu avem WC-uri betonate, vitele cresc în curte și toată mizeria se scurge în solurile noastre. Ei știu că în afară de asta noi avem costuri mari de producție a acestei și el este neconcurent. Ei știu că noi nu avem standarde pentru ele. Ei știu că noi nu avem un sistem de colectare a producției agricole. Și principalul, ei știu că noi nu avem cultură agricolă. Că în Republica Moldova nu există cultură agricolă. Că în Republica Moldova, dacă nu plouă, nu există irigare și atunci se usucă totul. Iar dacă plouă prea mult, crește mai mult buruian decât ceea ce au semănat agricultorii noștri. Și ăștia se plâng, fie că n-au apă și n-a plouat, fie că nu pot ieși din buruian. Eu nu vreau să ofensez agricultorii. Mi-a spus odată un sprijinător de-a nostru, domnul Mocanu a spus ceva care m-a ofensat pe mine ca agricultor. Eu nu vreau să ofensez omul care muncește astăzi cu mijloacele de producție medievale. Eu vorbesc despre niște mari latifundiari care s-au uns pe lângă actuala putere și care n-au făcut nimic, orică n-au cunoscut, orică nu interesează că există un proiect de integrare economică europeană încă din 2007 care se numește GSP Plus și care trebuia să stea la baza, să stea, dacă nu eram corigenți, la preferințele autonome comerciale mai târziu, iar acum să stea la baza ceea ce am semnat noi acum. Noi am mers corigent, stimații mei prieteni, pentru că atunci când europenii au spus voi aveți o agricultură complementară ca să nu ne ofenseze, nu ne-au spus ce cu agricultura noastră. Deși există un banc în Uniunea Europeană pe care îl spun ei câte probleme are agricultura din Republica Moldova. Știți câte spun europenii că avem? 4 probleme avem în agricultura europeană, în agricultura din Moldova. Și se numește primăvara, vara, toamna și iarna. E de râs, da? Și de plâns pentru noi. Pentru că nimeni nu a ridicat din sertar programul GSP Plus în actuala guvernare, un document, vă spun, semnat încă de guvernul lui Tarlev, nu l-a ridicat și se uite pe nomenclator și se spune, domnule, uite, aducem investiții pentru asta, pentru asta, pentru asta. Vă spun care e problema. Deci ei au spus, tot ce aici produceți voi există și în Uniunea Europeană. Și este mult mai bun făcut și la prețuri mai mici. Voi ați putea să vindeți producție agricolă dacă vă uitați în nomenclatorul ăsta de mărfuri pe care vă-l dăm și îl produceți voi. De la melci până la crescutul măgarelor, până la multe alte producții care au spus noi vă dăm și investiții pentru așa ceva. Nimic nu s-a făcut. Nimic. Pentru că pe ăștia nu interesează lucrul ăsta. Nu interesează.
Eu de ce vă spun astăzi, stimații mei prieteni și neprieteni, acest, de ce m-am oprit la acest subiect în detalii? Că știți că eu nu prea obișnuiesc să mă opresc, deși aș avea, dacă aș avea timp, aș face la fiecare emisiune câte o temă de integrare europeană. Dar m-am oprit în detalii asupra acestui aspect economic și asupra acestui lucru, ca să înțelegeți că integrarea noastră europeană, așa cum spune deputatul european Monica Macovei, care spune astăzi, care trage un semnal de alarmă, ea care s-a străduit întotdeauna, frățește să fie, să rotunjească foarte bine frazele și să le ambaleze în așa fel încât să nu genereze suspiciuni vis-a-vis de noi în Uniunea Europeană. A zis, domnilor, nu o să puteți ieșua cu integrarea europeană. Dumneavoastră, chiar dacă a spus luxemburghezul, viitorul președinte, în cel mai apropiat timp al Comisiei Europene, că Uniunea Europeană nu se va extinde, nu se va extinde în următorii 5 ani. Chiar dacă a spus lucrul ăsta, voi ați avea o șansă, pentru că lucrurile se pot schimba peste noapte. Domnilor, dar trebuie să vă faceți temele de acasă. Trebuie să vă ocupați în fiecare zi de implementarea, știu eu, principiilor și valorilor europene. Lăsați voi declarațiile, apucați-vă și faceți-vă ce aveți de făcut. Nimic. Nimic din asta nu fac ăștia, pentru că nu pot, nu au cum. Ei nu pentru asta au semnat acordul de asociere. Pentru deși este o lovitură cea mai mare, faptul că acordul de asociere s-a semnat acum și nu în toamnă, ca să folosească semnarea acordului de asociere ca o fișcă, cum vă spuneam. Pentru deși asta e o fișcă, ca și lupta cu sărăcie, ca și multe altele. Fișcă electorală pentru ei asta și nimic mai mult. Nimic mai mult. O să mai revin la acest subiect. O să revin și poate dacă mă întrebați, detaliziez lucrul ăsta ca să mă înțelegeți. Eu vă spun lucrul ăsta, vă spun pentru ca să înțelegeți ce istorie proastă ni s-a întâmplat nouă. Și nu vă spun pentru cei care trăiți în fiecare zi visul european cum îl trăiesc și eu, nu vă spun ca dumneavoastră să disperați, ci să conștientizăm ce se va întâmpla dacă nu facem o alegere corectă în viitorul Parlament. Ori eu, Sergiu Mocanu, cei ce fac acum, împreună cu Mișcarea Populară Antimafie, încerc să aduc oameni alături de mine în viitorul Parlament, oameni cu integritate morală, oameni fără interese pe anumite domenii economice, pentru că noi o să facem în cel mai apropiat timp, o să vă arătăm, așa cum v-am spus, pe partide politice de la PLDM și până la PL, cum s-au îmbinat interesele lor sau cum s-au încurcat interesele lor cu interesul statului. Pentru că și-au adus oameni pe listă pe fiecare domeniu. Și-au adus mâncăi pe fiecare domeniu care stau până acum ca căpușele pe bugetul statului. Pe bugetul statului. Și este greșit atunci când dumneavoastră vă întrebați, dar mai este ceva de furat în Republica Moldova? Întotdeauna va fi de furat în Republica Moldova, atâta timp cât concetățenii noștri trimit bani acasă și atâta timp cât acești bani, o parte din acești bani, ajung în bugetul statului, de unde ăștia îi mulg. Unii, majoritatea banilor, nici nu mai ajung în bugetul statului. Eu acum am vorbit despre banii publici care ajung pe mâna lor, despre banii publici care ajung pe mâna lor. Că, așa cum vă spuneam și altă dată, dacă n-ar fura ei și dacă banii publici care ajung cu chiu cuva după ce scapă de evaziunea fiscală pe care o fac ăștia și ajung banii direct în buzunarele lor, după ce ajung în bugetul statului și de acolo îi fură. Și de acolo, biatul bănuț care ajunge în bugetul statului este vânat în continuare de către ăștia care au ajuns pe liste electorale acum și reprezintă partidele puterii. Despre asta vorbesc eu de atâta timp. Au trecut, așa cum vă spun, mai mult de 3 săptămâni de grabă. Peste o săptămână va fi o lună de zile de când s-a ratificat în Parlament acordul de asociere sau de când s-a semnat, o lună de zile. Deci și nu s-a întâmplat absolut nimic. Și așa cum vă spuneam, nici nu se poate întâmpla. Acum, haideți să mai trec la un subiect după care trec să vă răspund la întrebările dumneavoastră. Al vostru, al dumneavoastră, al cuinui Iliene, zic eu, Vlad Filat, a
primit o veste proastă de la Strasburg, despre care i-am spus eu încă acum 3 săptămâni că o va primi. Deci CEDO i-a respins cererea pe care a depus-o el și care a anunțat atunci că o depune pentru starta Republicii Moldova, nu atâta pentru dânsul și pentru cariera lui, dar o depune pentru că a fost nedreaptă acea decizie a Curții Constituționale și că el... Haideți să vă amintesc eu, pentru că acum, în legătură cu subiectul ăsta, desigur că acest subiect, când a venit această veste și a fost publicată ieri, asta a stârnit mai multe comentarii în presa de la Chișinău. Imediat o să mă opresc la acest subiect, pentru că este foarte important, dar nu înainte ca să vă spun că, indiferent de interpretările care se fac asupra acestui subiect, trebuie să vă spun că Vlad Filat avea cariera politică tăiată de picioare și urma ca să ajungă de la handicapate până la deces public, încă în momentul în care el, luptătorul cu mafia, s-a umilit groaznic în fața lui Plahotniuc și i-a cedat Republica Moldova definitiv în mâinile lui Plahotniuc. Vă amintesc contextul aprilie anul trecut. După ce a votat comuniștii Filat, după ce a votat comuniștii demiterea lui Plahotniuc, după ce Plahotniuc a votat cu comuniștii demiterea lui, după ce au votat mai multe legi comuniștii până la control asupra Curții Constituționale, până la, deci și-a bătut joc Voronin și de o parte și de alta și cum a vrut și așa mai departe, într-o bună zi, după ce el declarase că el nu va capitula în fața mafiei, nu pur și simplu a capitulat. A mers până la ultimul grad de înjosire umană în fața lui Plahotniuc. Și dacă cred ei că moldovenii noștri blegi vor vota pentru el așa cum l-au văzut umilit atunci, se greșesc amarnic. Moldovenii noștri nu sunt chiar așa cum cred ei. Chiar dacă dacă țopăie pe la manifestările lui Dodon la Moscova, chiar dacă joacă în ore și în tot felul de manifestări idioate a lui Dodon, moldovenii noștri nu sunt chiar așa cum cred ei. Umilința pe care o manifestat-o Filat atunci în fața lui Plahotniuc și faptul că a devenit biduinul Plahotniuc după ce i-a cedat totul Plahotniuc, acolo s-a sfârșit cariera lui politică. Și nu mai are nimic această decizie care, sigur că l-a lovit dureros. El mai credea că îi face dreptate Europa. Că el a mers cu jalba în proțap acolo, el frumosul, el mirele, el obișduitul, cum se spune pe la noi, el ofensatul și el sărmanul care l-au nedreptățit aici. Nenorociți și ce sunt ei. Eu vă spuneam, eu vedeam deja un biduin de lui Filat astăzi la un post de televiziune, unul pe nume Anatol Țăranu, care chiar sunt foarte curios acum să văd cum îl dă în topul celălalt lui de panoramă odată în lună, unde îl ținea în fiecare lună. Bacă a participat la Gustar, nu știu unde, la o manifestare de asta de anul trecut, din august. Bacă, nu știu unde, mai era întotdeauna pe locul 2 și lupta pentru locul 1 cu Leancă și tot așa. Chiar aș vrea să-l văd unde îl dă în topul lui Țăranu, care astăzi spunea că această informație despre respingerea cererii lui Filat a fost o scurgere de informații făcută cu scop politic. Bă, voi ați ajuns la demență totală. Bă, țăranule, voi ați ajuns la demență totală, îți spun eu acum. Deci o informație de interes public a fost o scurgere de informație. Bă, voi chiar îi aveți de proști pe toți, sau banii lor v-au topit mințele, sau ce cu voi, băi, oameni buni? Voi chiar nu vă-i greață de voi când vă uitați în oglindă la ceea ce faceți voi? Eu, sincer, îmi pare rău de cuvinte dure, dar voi chiar nu vedeți că sunteți panorame alături de Filat ăsta care a cărui rânză acoperă tot ce există în țara asta, acoperă sărăcia, lacrimile, necazurile oamenilor din țara asta, rânza lui să acopere tot. Rânza lui care a încăput numai în plis cu hulpa lui Plahotniuc. Și râde asta de voi ca de ultimele lepădături pe lumea asta. Cum?
cum să vă spun altfel, vedeți dumneavoastră, a fost o scurgere de informație unde s-a spus că a fost respinsă cererea lui Filat de la CEDO și încearcă acum să-l spele cum pot. Pentru că gata, s-a terminat PR-ul lui aici. Eu vă zic, dacă Plahotniuc merită toată ura acestei țări, acestor oameni pe care i-a sărăcit, acest personaj malefic, Plahotniuc, care merită ura acestor oameni, Filat merită numai disprețul acestor oameni. Unul merită ura acestor oameni, altul merită tot disprețul care este pe lumea asta. Cu toți dodonii lui, cu toți țăranii lui și cu toată presa lor de rahat care le lustruiește nula în fiecare zi. Deci cam aici se încheie integrarea lor europeană. Cam aici se încheie integrarea lor europeană. Iar pe noi ne lasă în preajma unei campanii electorale, în viitoarea conjunctură politică, ne lasă cu o țară ruinată, cu oameni disperați și cu o gogoașă mare pe care ei au numit-o integrare europeană și pe care acum o demonstrează la toate posturile lor de televiziune, încercând să facă din campania de integrare europeană fișca lor electorală. La toate posturile de televiziune, uitați-vă, la toată publicitatea lor de mii de euro. Vă spun eu, cel mai mult, deci cei ce speră ei că vor face acum, și noi o să avem un subiect aparte, pentru că v-am spus că noi, având resurse electorale limitate, deci aici de fapt ei și speră. Deci televiziunile lor au ridicat prețurile la publicitate de nu mai înțelegi de unde găsesc oamenii ăștia asemenea prețuri. Deci ei vor să ne termine pe noi cu prețurile. Noi o să vorbim foarte degrabă. O să vă spunem foarte exact ce prețuri de publicitate folosesc ei pentru a ne termina pe noi. Nu numai publicitate, dar ridică prețurile la cote enorme ca noi să nu rezistăm financiar. De-aia noi nu suntem la televiziune nicăieri. Mă tem că de astăzi înainte nu o să ne mai vedeți la nicio televiziune. Mă tem de lucrul ăsta pentru că au acaparat tot cu banii lor, cu biduinii lor în presă și tot așa. Pe asta mizează ei, nu pentru o campanie electorală de dezbateri și așa mai departe. Au întârziat însă. Au întârziat lamentabil. Noi suntem prezenți în teritoriu. Lumea ne așteaptă, lumea ne știe, lumea ne vede. Cu toate lucrurile astea, cu toate piedicile lor, sper că vom apărea în curând cu publicitate. Deci priviți publicitatea noastră începând cu mâine la Pro TV, apropo. Și vom încerca să ajungem cu puținele resurse pe care le avem, să ajungem și să facem, să fim prezenți, să ne vadă lumea. Avem nevoie de această publicitate. Avem nevoie ca să fim prezenți. Oricât de mult ar încerca ei să ne impună prețuri mari și imposibilitatea de a promova mesajul nostru. Trebuie să vă răspund la întrebările noastre. Bună seara, domnule Mocanu. Unde a dispărut Timofte? Mă faci să râd. Dar el în general a existat? El, da, mai apărea din când în când. Mă faci să râd, dar și-mi stricați dispoziția. El nu există, omul ăsta. O bășică de săpun, eu îl numesc cel mai fericit pensionar din Republica Moldova, cred că se odihnește pe undeva. Ce mai are el de făcut? De unde-i Filat? De unde-i Plahotniuc? Ăștia doi pregătesc ceva. Sau pregătește Plahotniuc ceva pentru Filat ca să... Bă, Doamne! Deci câte... Eu nu pot, când m-am spus despre disprețul ăsta de Filat, domnule, la câte umilințe, la câte josnicie poate să ajungă omul ăsta? După ce l-a terminat... Acum ăștia mai spun încă despre scurgere de informații, despre faptul că el nu va mai putea face carieră politică în Republica Moldova. Nu mi-am amintit de Timofte. Vreau doar să vă spun că noi, Mișcarea Populară Antimafia, am avut acum două săptămâni, am avut o conferință de presă în care am vorbit despre un consilier de al lui Timofte, unul Valentin Țâmbaliuc,
care a lipsit un club al copiilor de karting, de mașinuțe din astea care se iau la întâlnire, și l-a lipsit de terenul care era în fața casei lui. Mai țineți minte, am dat o înregistrare telefonică. Deci președinția atunci, prin purtătorul de cuvânt al lui Timofte, a spus că ei s-au autosesizat și vor da un răspuns în curând. Nu, ne-au răspuns la o scrisoare cu semnătura altui traficant de influență pe nume Ion Păduraru, care este și el consilier prezidențial. Ne-au spus că materialele în privința lui Țâmbaliuc au fost trimise la procuratură. E un fel de a spune, pentru că n-au trimis nimic la procuratură și o să-i monitorizăm în continuare și o să vă spunem până la urmă ce se întâmplă în anturajul Timofte și cum toți acei din anturajul Timofte toată ziua se ocupă de gospodăria lor și de trafic de influență în fiecare zi. Au telefoane guvernamentale, pot suna peste tot, deci ei au un șef care nu-i trebuiește nimănui, dar în schimb au mașini, au tot ce le trebuie pentru ca să se simtă bine în traficul de influență pe care îl fac în fiecare zi în țara asta. Domnule Mocanu, cum comentați moartea Valeriei Novodvorske? Eu nu știu dacă o moarte poate fi comentată. O moarte, mai ales o moarte prematură a Valeriei Novodvorske, este o tragedie. Eu am primit-o ca pe o dramă, pentru că Valeria Novodvorske a fost un om care a reprezentat o altfel de Rusie. Valeria Novodvorske este un exemplu de viață când un om a rezistat în fața unui regim. Eu greu îmi vine să spun prin ce sau care au fost cauzele acestei morți biologice a Valeriei Novodvorske, care vă spun, pentru mine personal este o dramă și eu îmi pare rău că dispare această voce, pentru că acolo, în spațiul ăla sălbatic, nu mai există asemenea voci, mai există câteva voci. Dar Valeria Novodvorske era un punct de reper, era un simbol al rezistenței și un simbol a neîmpăcării cu ceea ce s-a produs în Rusia întotdeauna. Nu atât numai în fața lui Putin, și Putin care este maniac la apucăturile lui, dar un om laș și foarte slab. O să revin odată să caracterizăm acest personaj care a trimis cu fanfaronada lui tineri la luptă în Ucraina și acum s-a ascuns ca ultimul fricos în buruiene. Și nu se poate opri de grabă focul ăsta în Ucraina. Se comportă ca un laș. Ăsta nici măcar tiran nu este. Ăsta nici măcar nu este tiran. Un fel de filat la proporțiile unui mare imperiu. Un fel de filățel din ăsta. Deci crescut la proporțiile unui mare imperiu. Este o dramă plecarea lui Novodvorske, pentru că cuvântul ei va lipsi acum într-un mediu unde eu vă spuneam că liberalii ruși, eu spuneam că eu mă simt fericit în faptul că trăiesc într-o țară apropiată de Uniunea Europeană. O țară care are vocație europeană. În țară unde, spre deosebire de Rusia, totuși avem un cadru în care ne putem manifesta. Și am spus, Doamne ferește să te naști cu vederi liberale în Rusia. De aia deplâng soarta, deplâng moartea Valeriei Novodvorske și zic, Dumnezeu să o ierte în împărăția cerului și străim să o pomenim. Domnule Mocanu, de ce moldovenii când pleacă în alte țări învață limba de acolo? Iar toți care au venit aici vorbesc limba lor, mă refer la ruși. Ce să facem ca să nu rusificăm țara? Ce soluție are mișcarea populară antimafie? Stimații mei prieteni și neprieteni, eu am mai vorbit la acest subiect. Eu nu cred că învățarea limbii române de către ruși trebuie să fie preocuparea noastră, a românilor, în Republica Moldova. Vreau să vă spun că dacă rușii din Republica Moldova ar fi învățat limba română până acum, noi ne-am fi povenit cu tot felul de personaje malefice în spațiu public și chiar eligibili pentru țara asta. Vreau să vă spun că dacă Tkachuk,
care nu a vorbit din principiu limba română, ar fi vorbit o română pe care ar fi putut să o învețe, astăzi el ar fi putut să ajungă chiar liderul unei formațiuni politice. Slavă Domnului, n-are cum, pentru că în țara asta totuși se vorbește limba română. Deci preocuparea noastră n-ar fi să învățăm pe ruși limba română. Noi am vrut să învățăm pe dânșii acum 20 de ani. Ei n-au vrut să învețe limba română și s-au enclavizat. Ei au devenit o enclavă izolată de noi și eu chiar mă rog să nu învețe în continuare limba română. Să rămână acolo în enclava lor. Pentru că noi o să-i putem integra într-un spațiu mai mare românesc, pe urmă, pe cei care nu au învățat limba română și nu ne încurcă acum să ne ocupăm noi de treburile acestui stat. Așa că nu trebuie să vă preocupi foarte mult. Eu înțeleg că este enervant, eu înțeleg că este supărător, dar răspundeți-le în rusă și lăsați-i să stea acolo, în cușca pe care și-au făcut-o ei singuri. Într-o cușcă de izolare, de ignoranță și una care nu le permite să conducă în țara asta așa cum au făcut-o până în anii 90. Deci, ei nu învață limba română din cauza că ei ne disprețuiesc, din cauza că ei nu ne respectă. Moldovenii noștri învață orice altă limbă în țara unde se află, pentru că ei au respect pentru limba acestor oameni și așa sunt construiți genetic. Rușii sunt construiți genetic altfel. Ei au fost întotdeauna un mare imperiu. Ei întotdeauna au ignorat orice altă cultură, pentru că n-au avut-o nici pe a lor. Ei au intrat în Republica Moldova, au intrat în România altădată și au creat Republica Moldova cu petancuri, nu cu Dostoievski subțioară, pentru că au avut un mare scriitor, Dostoievski, pe care eu personal l-am citit și l-am recitit de atâtea ori și cred că am să mai revin la el. Este chiar unul care a intrat în literatura universală, dar cred că este un caz care este o excepție, care confirmă regula. Este o țară care nu vrea să se civilizeze. Este o țară care nu vrea să se culturalizeze. Și cei care vin din Rusia și care s-au oprit în Republica Moldova fac la fel. Iată ce vreau eu să vă răspund la întrebarea pe care mi-am pus-o. Să nu aveți preocuparea învățării de către ruși a limbii ruse. Să nu înveți în continuare. Să nu înveți în continuare, pentru că așa noi avem șansa să ne integrăm în Uniunea Europeană. Iar pe urmă, după ce ne vom integra, după ce vom reuși prin intermediul limbii române să facem acest efort. Noi care ne vom preocupa și de ei, pentru că noi nu dorim expulzarea lor, noi dorim îndreptarea lor, noi dorim ca ei să nu mai fie atât de ignoranți, noi dorim ca ei să devină toleranți cu ceea ce sunt aspirațiile noastre. Și noi avem exemplul ăsta, țările baltice tot au ruși care nu au învățat nicio limbă de circulație europeană și care se numesc euroruși în țările baltice și care stau ca enclavă, care nu învață în continuare limba rusă, dar care nu pleacă de acolo, care nu pleacă pentru că țița asigurărilor sociale și indemnizațiilor europene este mai dulce decât imperiul lor împuțit. Asta e marele adevăr al mersului nostru spre Europa. Și dacă cineva dintre ei, că sunt ruși, sunt printre ei oameni cum se cade, dacă cineva de ei înțeleg într-o bună zi unde merge istoria și dacă vor un viitor pentru copiii lor, un viitor european, cum ne-l dorim și noi, atunci să învețe limba română, că noi nu le încurcăm să învețe limba română. Noi, pur și simplu, la ora actuală, așa cum au ignorat ei limba română, așa merită să ignorăm noi în ceea ce ar fi pasul pe care ar trebui să-l facă acum și de atâta vă spun, să nu învețe încă, că suntem slabi și avem încă capacități de administrare slabă, avem mafioții noștri care nu sunt patrioți al acestei țări, sunt patrioții doar banilor lor și atâta timp cât mai avem probleme, ar fi pentru noi chiar un pic periculos învățarea de către ei a limbii române și strecurarea cu ideile lor euroasiatice și tătaro-mongole în funcții de răspundere în stat. Ce va face Filat după respingerea de către CEDO a cererii lui în problema lipsirii dreptului acesta de a mai candida la funcții publice? Vlad Filat va face ceea ce a făcut și până acum. Va linge pingelele lui Plahotniuc. Deci, acum s-a văzut cu cât e mai rău Plahotniuc cu el, cu atât Filat este mai aplecat. Pentru că eu, astăzi, cu ocazia asta, am revenit să văd niște evenimente care s-au întâmplat atunci. Deci, știți cum era? După ce Plahotniuc l-a îngenunchiat pe Filat,
După ce Filat a ieșit public și a cerut iertare în fața lui Plahotniuc și a spus că a greșit atunci când l-a identificat ca mafiot în țara asta. A spus public, a spus că a greșit și a pus cenușă pe cap. După asta, Plahotniuc a făcut o declarație prin care a spus că dar noi avem dialog bun cu Vlad Filat și eu am să-l sprijin, PD-ul o să-l sprijin la funcția de prim-ministru. El, care știa deja că Alexandru Tănase al lui la Curtea Constituțională va scoate această decizie prin care, o decizie controversată până la urmă, dar va scoate această decizie prin care îi va interzice să mai candideze. E controversată măcar din faptul că tot guvernul a rămas in corpore, iar Filat, coruptul și mafiotul, a plecat singur, trebuiau să pleci toți. Asta trebuia să fie cerința pentru un viitor guvern. Dar lăsăm chestia asta. Vă zic că Filat în continuare va face ceea ce a făcut și până acum. Va pleca, deci el a devenit, lui a început să-i placă de călăul lui. Deci Plahotniuc este călăul lui Filat. Numai că Filat, conform sindromului Stockholm, deja este îndrăgostit de călăul lui. Și cât mai tare călăul bate, cu atât el este mai plecat. Și cu atât frustrările astea din interiorul lui iese mai mult pe ecran și în fața, în fața publicului larg. Tocmai din această cauză deja s-au încurcat spălătorii lui de imagine. Tocmai din această cauză țăranii lui s-au încurcat și vorbesc prostii în spațiu public, spunând că această scurgere de informație, cum nu mă mâșăvlor, cum nu voi, eu vedeți că nu mă pot reține când îmi aduc aminte de chestia asta. Cum puteți voi să pronunțați asemenea cuvinte? Nu vedeți dumneavoastră că asta a fost o scurgere de informație ca să-i facă rău lui Filat? Văd că toate întrebările sunt la subiectul ăsta, sau mai multe întrebări. PLDM consideră că mediatizarea deciziei CEDO în cazul lui Filat este atac public asupra partidului. Ce așa mare taină aici? I-am văzut astăzi la Jurnal TV pe Ciumbruciuc Alexandru, alias Sașoc, bandițel de la Soroca, pe listele lui Filat. Deci, Sașoc astăzi, Ciumbruciuc, spunea ce atac murdar s-a făcut asupra Partidului Liberal Democrat și asupra șefului lor. L-am văzut pe ăsta, Butmălai, alias Butu, deci cunoscut iarăși în lumea interlopă de la Cacul, care era mare luptător împotriva lui Plahotniuc și a mafiei, care tot se plângea de ceea ce li s-a întâmplat lor, ce nedreptate li s-a făcut lor prin scurgerea de informații care s-a făcut și ce atac murdar asupra PLDM-ului s-a întâmplat astăzi. Cum poate să-i țină? Cum poate să-i țină ecranul pe ăștia? Cum nu li se sparge tehnica la ăștia care îi filmează în halul ăsta pe ăștia? Și pe urmă toți ceilalți, țăranul, pe toți am văzut acolo cum se dădea un spectacol că Filatul lor a fost ofensat și tot partidul lor. Eu care am văzut atâtea mărșăvenii în viața asta, aici chiar îmi stă mintea în loc. Chiar îmi stă mintea în loc și vă vorbesc astăzi cu un deosebit dispreț pentru mărșăvii ăștia. Care încearcă să-și treagă odialul integrării europene peste ei ca să mai stea la călduț încă 4 ani. Nu o să vă meargă, mărșăvilor. Nu o să vă meargă lașilor cum nu o să-i meargă nici criminalului Plahotniuc, de care voi acum sunteți îndrăgostiți. Voi sunteți îndrăgostiți de călăul vostru. Voi, în virtutea sindromului Stockholm. Știți și cu sindromul Stockholm, v-am mai spus altă dată. Deci, la Stockholm a fost odată un atac asupra unor oameni care au fost luați ostatici. După ce au fost eliberați, acești oameni își apărau călăul care i-a ținut ostatici. Există un sindrom în psihologia omului care se manifestă atunci când, cu cât este mai rău călăul, ăsta la un moment dat începe să se îndrăgostească de propriul lui călău. Filat este un om îndrăgostit în Plahotniuc.
Este un om îndrăgostit în Plahotniuc. Și toți ceilalți care au luptat vreodată împotriva lui Plahotniuc ajung să se îndrăgostească de propriul lor călău. Din cauza asta eu vă spuneam că nu iese nimeni întreg, nu iese nimeni teafăr din brațele acestui personaj malefic, din brațele acestui diavol, din brațele acestui micheduță, nu iese nimeni întreg. Dar acum mai vedem că iese beteci și îndrăgostiți de el. Că numai așa poate fi caracterizat mârșăvenia care am văzut-o eu în spațiu public în legătură cu acest subiect. Numai așa poate fi caracterizată, ca o dragoste mare față de călău. Domnule Mucan, eu am rezerve față de legea referitoare la 2%, deoarece acum când toate instituțiile sunt partajate politic, ca pe vremea comuniștilor, vom fi nevoiți să livrăm aceste 2% acolo unde trebuie. Cum credeți? În primul rând că legea asta a fost anulată, din câte știu eu, din cauza că au făcut-o strâmb, cred eu. Deci, de o asemenea lege este nevoie. Noi am să ne referim într-o zi, apropo, la modul de finanțare și a societății civile și a partidelor politice. Așteptați, noi facem acum un studiu amplu și în foarte curând timp noi o să ieșim cu o declarație și cu o conferință de presă în legătură cu subiectul ăsta legat de societatea civilă, de partidele politice, de banii pe care îi folosesc ăștia. Deci, așteptați o clipă. Domnule Mucanu, nu simțim pe pielea noastră reformele în justiție. Europenii vor să ne ajute sau mimează ca și mafia din Republica Moldova. Nu. Europenii au un pic altă preocupare. Așa cum v-am spus mai sus, stimații mei prieteni, europenii, dintr-un interes geopolitic, au acceptat jocul nostru de integrare europeană. Noi am spus, noi vrem integrare europeană, noi vrem, iată, batem la ușa Uniunii Europene, noi avem alianță pentru integrare europeană, noi avem oameni care vor să se integreze în Europa. Și europenii au spus, ok, deși acordul de asociere nu este un plan de integrare, este în cadrul politicii de nouă vecinătate, din interes geopolitic în legătură cu Rusia, Ucraina și toate celelalte. Și acest joc, dacă noi am fi perspicaci, dacă noi am putea să folosim această concesie a europenilor, acest joc pe care l-au făcut ei, să zicem, domnule, dar noi l-am înțeles în serios jocul ăsta și să mergem mai departe, dar n-avem cu cine, Europa are alte preocupări acum, dar Europa ne-ar accepta pe noi dacă noi am face aceste eforturi, dar în situația în care jocul ăsta s-a terminat, acordul de asociere a fost semnat, ratificat, parafat, iarăși ratificat, nu mai iau mai departe ce face decât să ne spună, bă, apucați-vă într-o bună zi de lucru. Asta spun în fiecare zi prin vocea diferitor oficiali europeni și nu este nimic din asta. Nu se joacă europenii acum, ei s-au jucat până la semnarea acordului. Dar noi acum ar trebui să manifestăm seriozitate. Cum credeți, consilierul Țâmbuleac acționa în interes propriu sau în interesul șefului? În interes propriu, dar acolo toți, care-i șeful? De ce? Dumneavoastră nu cumva credeți că Țâmbuleac sau toți alți consilieri îl au pe Timofte de șef? Fiți serioși, deci îl au de cei ce l-aveți și dumneavoastră, îl au de cei ce l-aveți și dumneavoastră un pion de care n-ai treabă cu el. Ăștia râd acolo, ăștia își duc viața lor în instituția de stat, președinție, într-o veselie toată ziua. Ei n-au, vă închipuiți să ai un salariu, să ai telefonul guvernamental, să poți suna peste tot, să n-ai nicio treabă și încă în afară de asta statul să-ți plătească și bani, să ai un nimeni în fruntea ta ca șef, fii serios, ăsta în interesul lui o acționa. Și n-are nicio treabă, nu cumva credeți că suntem Timofte. Domnule Mucanu, ce părere aveți despre referendumul care va fi inițiat de moldoveanul Dodon privind demiterea lui Chirpac? Stimați mei prieteni, eu am vrut să închei emisiunea de astăzi, haideți să o lăsăm și eu închei emisiunea de astăzi la sfârșit cu această întrebare. De ce nimeni nu este interesat de finanțele partidului lui Dodon?
pentru că nu au interes, pentru că Filat crede că reușește cu Dodon să-și ridice ratingul. Nu o să iasă nimic, o să iasă până la urmă că această sculă Dodon, așa cum este folosită acum împotriva lui Filat, împotriva lui Chirtoacă, o să vorbim imediat. Deci așa cum este folosit acest Dodon pentru a stupa alte găuri, deci ăsta e un fel de... Of, mai n-am spus acum, e un fel de ciepa asta. Astupă orice gaură cu el. Ori Plahotniuc, ori Filat. Să știți că omul ăsta, Dodon, deci noi nu am avut personaje mai abominabile decât ăsta. Deci eu astăzi auzisem, a declarat ăsta Petrenco de la comuniști, a spus, domnule, patria mea este Uniunea Sovietică. Eu sunt comunist și voi fi întotdeauna comunist. Nu-mi place chestia asta, chiar o detest. Dar omul ăsta a spus ceva, are ceva în capul lui, are o prostie, are o scânteală în capul lui, dar e a lui. Dodonul ăsta, deci vă spun, ăsta reprezintă ceea ce poate fi mai mârșav, mai mârșav decât toți mârșavii care poate fi omul ăsta. Ăsta pledează pentru orice în lumea asta. Deci chestia asta cu artiștii noștri, așa zișii noștri, artiști de culturalizare la Moscova, este dovada faptului că dodonii ăștia, fie artiști, fie cine ori fi ei, deci, domne, pentru noi, din păcate, este un defect a nostru, care este un handicap, dacă vreți, al nostru, de care trebuie să scăpăm, cumva. Vedeți că nu pot vorbi liniștit de acest Dodon. Dar de finanțele lui nu se interesează, că n-au interes. Mă strădui repede ca să vă răspund la întrebarea ce. Domnule Ucanu, până ne va ajuta Europa să luptăm cu mafia din justiție, să înțelegem că încă vreo 5 ani oamenii vor plânge prin justiție? Nu. Deci după alegerile viitoare, când tribuna antimafiei va fi în Parlament, situația se va schimba radical. Vă închipuiți, chiar dacă nu suntem la guvernare, ce înseamnă această tribună pe care o avem noi antimafie în Parlamentul Republicii Moldova? O să fugă ca șobolane. Domnul Recean a spus că poliția nu o să o ia mai moale în lupta cu maxi-taxiurile. Poate va avea aceeași atitudine și în raport cu alte ilegalități, sper. Deci sper, numai că și ăsta e păun, știi? Eu nu mai cred nimic din păunada lui Aista. Avem noi niște lucruri care să le spunem cu Cafcaliuca lui, o să revenim de grabă cu achizițiile pe care le-au făcut. Și păunul ăsta are la fundul lui atâtea, dar că nu vrea să o lese mai moale, e corect, poate să apucă. Nu cred însă. Domnule Mocanu, toată lumea știe că Timofte protejează mafioții din judecători. Ce face Sisul? Sisul ce face? Sisul e la cheremul lui Plahotniuc. Ce îi spune Plahotniuc, aceea face Sisul. Mă iertați că vă răspund repede, că avem puțin timp. Domnule Mocanu, sunteți de acord că Republica Moldova de mai mult timp este asemenea Crimeei, mai rău decât Crimeea, pentru că noi avem o armată de ocupație a noastră, a Republicii Moldova. Noi avem o armată de ocupație condusă de mârlanul Plahotniuc, de personajul malefic Plahotniuc. Situația noastră este mult mai umilitoare decât a Crimeei. Domnule Mocanu, se știe că singuri nu putem lupta cu mafia locală de 20 de ani. Când credeți că va veni ajutor de la europeni? Ajutorul europenilor va veni în același moment când noi vom arăta voință politică că vrem să luptăm. Atunci când antimafie va avea tribuna în Parlament, atunci când vom fi sprijiniți, europenii nu vor veni să suflice mâncile și să lupte împotriva mafiei în locul nostru, așa cum nu merg europenii să lupte împotriva separatiștilor ruși din estul Ucrainei. Ei ne pot ajuta logistic, cum vreți, ne pot sprijini, dar nu pot veni să lupte împotriva lor în locul nostru. Asta e lupta noastră, asta e lupta noastră pentru civilizație. Ce părere aveți despre anularea rutelor din Chișinău și sutele de oameni care au rămas fără locuri de muncă? Eu, pentru faptul că Chirtoacă a adus Chișinău în starea asta cu rutele, l-aș gătui. L-aș gătui pentru mârșăvenie care a făcut-o în orașul ăsta. Dar acum să trec la întrebarea care mi-ați spus. Domnule Mocan, ce părere aveți despre referendumul care va fi inițiat de moldoveanul Dodon privind demiterea lui Chirtoacă? Noi, Mișcarea Populară Antimafie, vom face o declarație în care vom cere, o să vă rugăm să nu sprijiniți nimic, să zădărnicim acest
referendum. Dumneavoastră știți părerea mea despre Dorin Chirtoagă. Dorin Chirtoagă trebuie trimis la grădinița de copii să-și înceapă cariera, să-și reînceapă cariera politică de acolo, de la grădinița de copii. Poate va avea o educatoare mai bună. Poate îl vor învăța ceva, că nu i-a ajutat nici presupusul Harvard, nici presupusa Sorbonă, nici faptul că a stat la București, nici faptul că a învățat pe acolo. Nu i-a ajutat nimic chestia asta. Și este un escroc sentimental care se acoperă cu osămintele cinic, cu osămintele concetățenilor noștri care au presurat osămintele lor de aici, din Moldova, până în Siberie de gheață. Da, lepădătura asta Dodon, pușlamaua asta de Dodon nu poate fi sprijinit în nicio acțiune de-a lui. Un referendum pentru demiterea lui Chirtoacă va fi zădărnicit. Noi vom face tot posibilul să-l zădărnicim. Iar la anul viitor să nu-l mai alegem pe Chirtoacă în fruntea orașului Chișinău ca să-i dăm o medalie atunci lui Dorin Chirtoacă care va merge la grădiniță. Acea medalie va fi medalia pentru eliberarea orașului Chișinău de propria persoană. O seară bună!